clădirea cu noul coronavirus? Îngrozitor. Și m-a afectat mult răutatea oamenilor. Nu am fost atât de bine. Nu. Jumătate de timp. Dar nu te așteptai, nu așa? Nu mă așteptam. Să aibă reacția asta atât de răi și de nebun și de răi să fie unii dintre ei. Și eu să-mi atat și de la ei, ca să nu spun oricum. Să nu-i jumătate. Cred că e mojilică. Unii trei sunt chiar proști. N-au, iată cum. Da, chiar proști. Și acum unii dintre ei și-au pierdut membrii familiei din cauza nenorocirii acestea pe care le ducem. Da? Da. Dumnezeu lucrează aici. Nu se răzbună. Ține cum de vorbele acestea. Și s-au lovit. Și de ce nu vine niciunul să-mi spună rău să mă ierți pentru greșelile astea de mine? De ce n-are puterea asta? În seminția noastră n-am eu de rău unii dintre noastre. Nu știm să ne cerem iertare. Ne suntem lași. Că m-a provocat. Când te-ai simțit ultima dată neîndreptățit? Păi iată, cum am vorbit. Văd că știi deja, nu? Îngrozitor, adică mă, dați-mi drept să mă îmbolnăvesc. Adică nu vreau să mă îmbolnăvesc. Dar dacă m-am îmbolnăvit, sunt om ca și nu sunt extraterestru. Am spus că eu am venit COVID-ul. Ai adus COVID-ul, mi-am luat cifră, ai luat bani. Nu e nebună. Stai seama, de unde s-a ajuns la asta că tu ai adus COVID-ul? Pentru că am văzut, uite, Cosmin Gușă, care fără de mai sunt dezinformator. Care e jurnalist bun, da? Nu mai e bun, pentru mine nu mai e bun. Este un om care nu face altceva decât creează panică în rândul populației. Deci un pedepseam. Nu ești de specialitate, nu ești medic, nu ești infecționist, nu ești virolog, nici virusolog, nu ești medic, n-ai voie să dai cu părerea. Nici politician dacă ești, nu îți dai cu părerea. Nu îți dai cu părerea. Din cauza lor, unui ziarist ca ăsta, care e un mincinos și un dezinformator, destabilizează situația politică-socială în rândul populației. Știe să manevreze treaba asta. Adică atât de pervers a fost să m-a comis pe mine să-i trimit și bolitul, unde scria pozitiv. Că sunt pozitiv și l-a spus în televizor de seara că n-am nimic. Și de-a luat la pomii furtunat. Și el și Ciutacu. Nu se poate ceva. Și Ciutacu s-a vorbit după 3 zile și era să-l supombeze. M-am întâlnit cu el, am să-l strâng de gândam la stânt, faceți război, ai greșit. Te-ai îmbolnăvit și acum tu și ești. Uite cum vorbești, abia vorbești. Nu, dar că sunt bine, bă, a fost greu? A fost greu. Și atunci, de ce tu ai dreptul să te îmbolnăvești și un om? De ce? Mai fac mă cu o și cu o zi când emisiune. Că te dăm o judecată, câștigam o grămadă de bani, de sau cu fundul gură. Că meritai chiar. N-ai, n-ai morală. N-ai, te dai tu, știi tu pe toate, voi să-i cinci mărbi. Cine sunteți, mă, voi să hotărăți voi soarta noastră? De ce? Gușe și cu Ciutac. De ce? Voi, de ce? De ce nu m-ați făcut vază cu vinci? De să vă dau o judecată să vă trăiesc în tribunale să vă chinui. Așa este. De ce vă serios? Pentru că am zis, mă, mă chinuiam tot pe mine, mă. Îmi chinuiam sufletul meu, stai și eu, nu sunt un rău. Și am spus-o. Eu nu mai vorbesc eu, că nu mai vreau. Da. Că reacționez urât la asta. Și am zis, bă, până te prind. Dar oricum tu o să pățești ceva cu mă, că așa e, de rău ce ești. Faci rău cu porul ăsta. Cine te-a pus pe tine să faci asta, nu știu. Dacă nu ai informații, nu ești, cine ești tu și să crezi nebuloasa asta? Mă, suntem un popor care nu mai crede cu nimic, frate. Nici Dumnezeu nu mai crede nimic. Să te buni cu pământului, că noi suntem buni cu pământului. Să te rămâne să o cedeze din cauza asta, deși rușine să spunem afară că sunt români. Mie nu e rușine. Dar multă ala e rușine mai. Și afară român de român să ferească unde acțină. N-avem simț unitar deloc, n-avem simț unității, măi. A românului, în general, să ne iubim unul pe alții, ne rupăm. Dacă apar oameni de ăștia și ne... și demusolează populația. Turma, știi ce zic? Adică, de supărat, presa e presă, dar și ea o vină mare parte din vină a promovării non-valorului ăla, promovării minciunii. Vorbesc serios. Da. Așa este. Sunt puși să facă treaba asta. Din afară, plătiți din afară, anumite servicii. Eu poate bat câmpii, dar să trebuie să îndreptăm. Nu v-ați scumpit. Nu vreau părerea despre. M-a întrebat cineva dacă m-a vaccinat sau nu. Nu răspund pe treaba asta. Da. Nu vreau, nu mă pricep. Nu vreau să fac nici mie, nici nu. Ce vrei să fac asta? Nu vrei să-i influențezi. Mă întrebați medici. Da. Dacă nici nu am mai dreptate care sunt prelungirea mâinii drepte a lui Dumnezeu. Un doctor când te duci, când ajungi ultima fată, mă duc la doctor să mă salvezi. Păi acum de ce n-ai niciun om? Și mă, de ce n-ai crezut în mine până acum? Acum crezi în el când ești cu piciorul în groapă? Cum a fost eu atunci? Și m-au jurat toți. Am spus că am primit bani. Cum să primești bani, mă, să stai într-un spital? Cum să fii atât de nenorocit?
Băi, mă, nu, sunt și o coloană vertebrală pe pământul ăsta. Unul dintre ei sunt eu. Coloană vertebrală dreaptă. Da? Mulțumesc pentru răspunsurile tale. Eu. Și pentru timpul acordat. Dragii mei, știți, dacă vreți să mă ascultați, faceți cum vreți, eu mă vorbim. Mă îmbrățișez. Marcel Pavel, o poveste și o viață de succes. Vă așteptăm pe fanatic.ro. Cu drag.